ce să zic. Nu, eu te văd așa, pozitiv, nu te văd cum zicea altea care... Păi nu, dar și ce mă deranjează? Că povești sau o... Da, m-a deranjat că mi-a zis cineva că auzi că eu am vrut să mă sinucis, sau cum a spus. Spune, e așa mă zic. Da, da, și nu știu din început toată povestea asta. Păi de aici, din interior, să fie am auzit, sau nu că era la Gherla atunci. Da, deci motive n-am nici. Fuge să îi înfrâng. Chestia asta fac lașii, trădătorii și ăștia de bolnav psihic. Deci chiar a fost un caz, probabil că de acolo s-a început toată povestea asta. La Gherla, un băiat cu care am stat în cameră, chiar am prieten cu el. Și nu știu, zicea că e o chestie ereditară, părinți ceva, dar ăla s-a spânzurat. Un băiat care nu prezenta niciun semn de... Și ai povestit că era înainte. Dar cum? A stat cu el în cameră, un băiat, deci nu, era ok. Din toate... Și unde? Acolo s-a spânzurat? Da. Și l-ai văzut sau era mutat din cameră? Nu, eu am plecat. Eu nu mai eram acolo. Am văzut la televizor. Da, da, și chiar poate de acolo. Nu vine să cred. Poate de acolo. Dar probabil de acolo. Eu chiar din contră fac toată ziua sport, am grijă ce mănânc, că nu beau cafea, nu fumez, ca să am grijă de sănătate. Da, da. Să mă scuz, ar fi ultimul lucru care e ce scuz. Asta probabil își doresc dușmanii și ăștia. Da, partea bătămată. Da. Și dorește chestia asta. Și cum decurge o zi? De când începe? De dimineața? Cu masă? Că nu știm din afară. Păi aici e puțin mai diferit. E mai, deși penitenciarul Bistra e recunoscut în țară ca fiind foarte strict. Deci trebuie să respect legile, să respect regulamentele interioare foarte strict, dar în același timp îți acordă și drepturile tale, care zic că trebuie să ai niște drepturi aici, nu? Și din punctul ăsta de vedere e foarte bine. Da, după ce am venit aici, am scris la Comisia de Munci și am fost repartizat la baza sportivă. Am înțeles. Și acolo faceți activitate, nu? Da, și aici, da, diferite. Eu, treaba mea, să am grijă de baza sportivă, să se folosească aparatele corect, să nu se bată, să nu... Deci, tot ce înseamnă să nu se respectă regulile, știi? Problema ți-a avut aici, asta e respectat. Problema? Așa, mă... Că în Bistrița sunteți cunoscut. Nu știu care numele au ajuns și aici, după care. Știi cum, aici suntem toți egali, aici nu... Avem toți... Suntem în același, nu mă contează poziția socială. Aici toți suntem egali. Știu că în trecut ați făcut un concert de manele aici, adevărat? Aveți preventiv, da. Aveți un proiect să le oferiți colegilor de suferință, să zic, un concert? Bineînțeles, cu aprobarea conducerii, dacă e cazul. Nu m-am gândit la treaba asta, dar dacă este posibil, de ce nu? Da. Asta e o chestie care te mai relaxează, te face să mai uiți de... Problema e că faci aceeași chestie aproape în fiecare zi, știi? Și timpul, nu mai îți dai seama când e luni, când e duminică, faci același lucru zilnic. Da. Și timpul se scurge și scăpăm într-o zi și de chestia asta. Deci începe dimineața cu înviorare sau cum începe programul? Nu. Dimineața este apelul de trezire la 6. Masa, dar nu știu că eu nu folosesc mâncarea care se dă aici. Da. Deși, în comparație cu alte penitenciare, o mâncare mult mai bună, din ce am văzut eu. Așa, după aia, apelul la 7:30, la 8, încep activitățile. Ies la baza sportivă, lucrez 4 sau 5 zile pe săptămână, de la 8 la 12, de la 1 la 5, după care urmează 2 zile libere. Zi în care se stă pe cameră sau...? Da, ești la plimbare, poți să mergi ești la sport, la plimbare, poți să ai vizită, poți să ai... Depinde cursul, mai sunt participi și la un curs de socio-educativ. Poți să mergi în zilele astea, sunt în care ești liber, pardon. Sau te odihnești, depinde ce... Da, și dacă participați la activitate sportivă, vi se scade din pedeapsă? Nu.
Nu, ești precompensat. De exemplu, dacă participi la activități sportive, ești clasificat în Team 3, beneficiezi de niște număr de puncte care te ajută la să faci evidențiere sau evidențiere, da? Care poate să fie cu vizită suplimentară, cu pachet. Cu... Da. Deci totul este spre binele tău. Am înțeles. Sunteți șef de cameră sau cât stați în cameră acum? Cum e? Nu-mi place ciolanele. Nu, suntem 47 în camera în care stau acum. Deși eu să vreau să mă mut într-o cameră, sunt mai puțin. Stau că sunt niște băieți care mă cunosc eu și pereți de pleci la noi și până pleacă ei acasă, pe urmează să plece acasă. Rămân acolo. Ei, după care o să... Unde? În patul de jos, de sus, acum? Așa după tine, că am putut de crescător. Nu știu care parte e mai bine. Sunt greu, am multe ghiogar, nu mă pot duc acasă. Și proiecte în penitențiară, asta faceți, instructor sportiv, partea sportivă, responsabil sportiv. Da. Am fost, eu n-am făcut figuri, deci peste tot unde am fost și la București, am fost tot așa la baza sportivă, la Miera la fel. La Oradea am fost selecționat într-o brigadă de muncă, mergeam la plantat. Da, aici viața de aici trebuie să o iei așa cum e. Și aici... Afară vorbim de cu totul altceva. Și dacă vi se oferă aici, să zicem, să mergeți la plantat pom sau panseluțe sau ați refuzat sau... Cum să nu? De ce nu? Deci, bine. Mi-e rușine de statutul meu. Acum sunt la pușcărie, nu sunt pentru că am făcut eu mare, sunt pentru din ambiția altora, din alte... Este un subiect care o să-l discutăm probabil altă dată. Deci nu mă consider... Acum sunt aici, mă conformez. Deci mi-e rușine să... Vă considerați încarcerat pe nedrept? Da. Nedreptate din partea legii sau statului sau cine ar fi vinovat? Imaginează-ți din momentul în care eu am fost condamnat la 3 ani, deci instanța care a judecat, nu? Care a judecat, care audia martori, m-a condamnat la 3 ani cu suspendare. Curtea de apel, Oradea, unde a fost la fel judecat, m-a lăsat definitiv 3 ani cu suspendare, în care parchetul care te acuză a fost mulțumit, mi-a făcut recurs, să te trezești cu 7 ani jumate. Eu zic că eu... De avocați, unde a fost? Păi eu nu m-am mai angajat avocat pentru că eu eram definitiv. Eu mergeam la probațiune, semnam sentința definitivă, pentru ce să mai mergeți la avocat? Eu am fost judecat în lipsă, mi s-au încălcat toate drepturile. Am făcut contestații în anulare, am făcut revizuri, mi s-au respins. Că practic atunci când a venit sentința în august sau în ce lună era, erați pe val, oarecum. Afacerile mergeau, proaspăt căsătorie. Păi, clasă problemă, că eram pe val, că dacă eram pe val, eram nici în pușcărie. Credeți că vi se trag de la afaceri? Da. Da. Sau de la ce mai înseamnă? Da. Prefer să spun... Deci au fost alte interese separate da. De... Da, da, și legătură cu pedeapsa. Asta, chestia asta ce am avut cu papagalul ăsta, cum să-i spun, victima asta, gâsca asta, deci s-au folosit, nu mă interesează. S-au folosit de chestia asta ca să mă pot... Alte grupuri de interese, ziceți, separate. Da. Dar aveți probe bănuiți sau cum? Am auzit și eu anumite chestii care, îți dai seama, pe vorba de viața mea și m-a interesat, nu? Am zis, bă, stai așa, toți avocații care am avut au spus, bă, dar nu se poate așa ceva. Este imposibil. Bă, uite că e posibil. Da. Și practic ați fost adus aici de pe val, ați avut căderi morale, psihice, să zic așa, stări depresive. Și... Nu. Deci, ca și orice om normal, zice-mă că am fost și eu supărat. Mă pregăteam să plec cu soția mea în vacanță și în 2 ore fost aici cu un boschetar într-o cameră. Îmi dai seama. Deci, șocul a fost foarte mare, cum vrea să cred. Dar m-am obișnuit. Am noroc că, cum ți-am mai spus, familia m-a susținut și soția mea și frații mei și o parte din prieteni care cărora le mulțumesc. Mulți l-au văzut în schimb pe altă parte în frânt. Au zis că, bă, gata, s-a terminat. Vreau să le arăt că... De fapt, nu vreau să le arăt nimic. Vreau să-i demonstrez familiei mele și mie că sunt puternic. O să ies de aici. Tot ce nu te omoară, te face mai puternic. Și eu zic că pe mine chestia asta o să facă mult mai puternic și o să ies mult mai puternic de aici decât am fost. Aveați o pagină de Facebook acolo unde scriați fel de fel de mesaje, probabil prin soție. Nu, care a strânit vorba. Nu știu.
Toată lumea se întreba, bă... Ai un penitenciar intenție să folosești telefoane mobile, deși nu, nu eram eu, nu știu cine a fost, probabil că... Ziceați că ați avut un an greu, dar o să vă reveniți. Nu știu, nu sunt, nu cunosc. Și ce s-a întâmplat cu afacerea? Vă coordonați de aici afacerea? Tivoli, pizzeria, tot ce aveți afară? Păi, ți-am spus că familia mă susține și se ocupă de toate problemele. Deci am un cumnatul meu mișu care a rămas stâlpul casei, care se ocupă de toată problema și cu soția mea, bineînțeles. Mănaia fiind femeie, mai greu să se descurce singură. Deci, împreună să se ocupă de toate treburile astea. Afacereți pe plus, în faliment, s-au zis aici fel de fel de zvon, că vă execută finanțele, că vă ia liftul, că vă ia liftul de la bucătărie. Că... Unde adevăr? Ce se întâmplă până? Toată lumea acum, fiind aici izolat, va recum... Liftul de la bloc sau care este liftul de la bucătăria din... Este un lift, am înțeles că... Nu știu, au fost ceva probleme cu firma, o firmă care s-a... care nu mai funcționează, nu mai lucrăm cu ea, pentru că eu fiind aici, sunt câteva chestii care nu mai se pot continua. Și atunci a rămas chiar de ce se pot ei ocupa. Înțelegi? Nu știu exact. Cum am reușit? Deci nu e în faliment firma, nu? Nu e adevărat. Nu știu, probabil că au fost e cu o firmă ceva probleme, dar nu știu exact. Nu pot să-ți dau detalii. Am înțeles. Dar, practic, dețineți toată construcția din zona Consiliului Județean? Da, acolo sunt spațiile care... Înțeles. Că și aici circulă fel de fel de zbomă. Bacă sunteți în chirie, bacă n-aveți, bacă aveți datorii în bănci. Asta este problema mea. Dacă am datorii în bănci, dacă... Toată lumea vă vede acum falimentat. Dar o să fie șocat când o să fiu afară, că o să fiu la fel cum mă știu. Deci nu o să fiu la fel. Nu o să fiu la fel de puternic, că sunt chiar mai puternic. Chestiile astea te fac să... Dacă nu te dovoară, te fac mai puternic. Și atunci eu consider că e o etapă din viața mea peste care trebuie să trec cu pietru sus și să demonstrez mie și familiei mele că sunt un om puternic și asta este. Ziarul răsune că se află în continuare în probleme, în lichidare, am înțeles, ceva probleme juridice. Intenționați să cumpărați și birourile de la răsunetul sau mai aveți forțe financiare? Pot să nu se spun la treaba asta. Da, da. Nu te supe dacă... Nicio problemă. Și Mercedes-ul ce s-a întâmplat? Iarăși a dispărut mers anul ăla din oraș. Nu o să apară când e să apară. Deci vă așteaptă. Da. O să apară din nou. Da. Spre probabil supărarea și insatisfacția celor care le-am produs dureri de stomac și insomnii când mă vedeau cu mașina. Și nu știu de ce, pentru că nu le-am mâncat din farfurie. Da, acum. Sunteți un personaj cunoscut, probabil invidiat. De aici apare fel de fel de zvonul. Mi-am dat seama, fel în pușcăria, este un loc în care poți să vezi cu adevărat cine ține la tine, cui pasă de tine și vezi foarte multe lucruri. Ca și cum ai muri și ai ocazia să te răspundi cu noapte. Da. Sau să mai întorci favorurile. Și spre bucuria mea, ți-am zis, familia, am o familie extraordinară de unită, toți suntem, ținem foarte mult unul altul, deci frații, înțelegi, așa, soția mea, o femeie pe care mă pot baza și mi-a demonstrat și mulțumesc pentru felul cum a avut și are grijă de mine. Și ți-am zis, mai sunt câțiva prieteni care țin aproape și mă ajută în felul lor fiecare cu ce pot și le mulțumesc și lor. Pentru că aici știi cum e, o perioadă peste care trece. Timpul trece și o să vină momentul când o să mă revanșez și eu la rândul meu. Vizite ați avut? V-au vizitat din afară? Aveți? Știți pulsul de afară? Ce se întâmplă? Știu, dar nu vreau să știu prea multe. Pentru că eu sunt un om foarte activ. Tu mă cunoști pe mine și știi cum mie îmi place să... fac multe lucruri și prefer să nu știu multe, să mă închid aici așa, să nu... cercul ăsta în care trăiesc eu. Pentru că multe știri de afară, ăla face așa, nu se fac bine, știi, te pun pe gânduri. Așa prefer să mă scad la turbul de aici.
Da. Vizite ați avut în afara de, în afara membrilor familiei? Da. Știu, tovarăș de... Da, da, mi-avem prieteni la mine, da. Dar numai că soția mea vrea să... La cât a fost în Achiș, am avut doar 3 vizite și nu-i ajungeau ei, deci... Cine venea, venea cu ea, ori putea să vină cu ea, ori nu putea să vină, știi? Sunt vizitat tot timpul de susținuța de prieteni, de oameni care chiar le mai pasă de mine. Sunt, am și câțiva prieteni cu care m-au dezamăgit, dar nu nimic, viața mea ce înainte. Da. Și când vezi ieși, ce veți face primul lucru? Sau aveți, vă gândiți în sensul ăsta? Nu știu, noaptea asta. Vă luați o mașină tare, mergeți în vacanță cu soția. Primul lucru care trebuie să-l fac este vreau să-mi fac mai mulți copii. Deci asta e lucru care... Ați devenit familist. Da, deci eu am fost un familist convins tot timpul și din părinții mei care au 50 de ani de căsătorie. Asta e lucru care lipsește copiii. De urmă, normal trebuie să mă revanșez față de soția mea, trebuie să o răsfăț, vreau să o răsfăț, vreau să fac tot ce pot eu mai bine pentru ea. Să... Pentru că am chinuit, ăsta e un chin pentru ea. Și eu, înainte să fiu arestat, am vizitat pe cineva la pușcărie și știu ce înseamnă să aștepți până intri, până ieși, la vizită cu tot felul de colorat din ăștia nespălați. Și... Deci îmi imaginez pe ce o trec și pe ce chinuri trebuie să treacă să suporte niște lucruri foarte urâte. Și câți copii vă doriți? Păi eu aș vrea să-mi fac un clan, dacă se poate, vreo 15-20. Și în plan financiar, afacerile, vă temeți că vine criza, eu știu, sunteți, aveți o situație mai delicată acum. Nu știu, mie nu-mi frică de chestia asta. Nu știu niciodată, când la alții a fost greu, mi-a fost bine. Și invers, sau, deci nu mi-e frică de criză. Justiția mi-a luat câțiva ani de viață, nu mi-a luat creierul. Și asta, acolo poate să cer, să umple nimeni acolo. Până acum câți ani aveți executat de pușcărie? 3, 4, 5? Am avut un an și 2 luni preventiv și acum am aproape 2 ani. Plus zile câștig, care dacă mă încerci să câștigi 7 zile într-o lună, nu mai știu, fără un calcul. Da. Deci în orice caz, anul viitor, dacă tot de încurgerea nu, pot să fie acasă. Și vă considerați vinovat în vreun fel pentru anii ăștia luați din viață? Faptele v-au ajuns din urmă sau... Dar care fapte? Ce am făcut eu rău și cui am făcut să vină cineva să-mi spună? L-am bătut eu pe fraierul ăsta. Deci fetița asta, ăsta este singura piedică din viața mea care s-a ținut scai de mine în scopul de a mă face de bani. Pentru că n-am fost în stare să facă bani, s-a fost motivul. Înțelegi? Și când a fost arestat, medicul legist i-a dat 40 de zile, nu știu că dreacu, a venit, mi-a cerut 500.000 de euro. Ca să nu apară cu alt certificat medicul legal, coruptul ăsta, ce era atunci medic legist, i-a dat 80 ceva de zile și ne-a făcut tentativă de omor, nu știu de care. Mie mi-e ciudă pentru că nu e corect ce s-a întâmplat. Deci, practic, susțineți că v-ați împăcat? Cu partea v-ați împăcat? Ați ajuns la un numit lucru? Eu așa știam. Din moment ce am plătit pe latura civilă ce era de plătit, și am zis că... Dar se poate ca acest proces să nu fie de vină partea vătămată, că ați ajuns aici, din moment ce... Prin el s-a ajuns, el s-a ajuns, pentru că dacă el nu făcea recursul la ce l-a făcut la București, nu s-a ajungea la condamnările care s-au ajuns. Suntem 5-5 familiști, toți cu copii mici, care au luat de 7 ani jumate. Ți se pare normal pentru o bătaie? Sunt, în penitenciar, sunt oameni care au omorât unul la 5 ani. L-a așteptat cu altul cu pari, 2 sau 3 și l-a omorât și i-a dat 10 ani. Și mi-a dat 7 ani jumate pentru că eram acasă când s-a întâmplat toată treaba, eu ne-am dat o palmă. Știu că a fost, presa a vorbit atunci de scandalul acela. Da. Presa a vorbit ca să... Eu am angajat, eu am făcut, astea sunt niște aberații tâmpite care n-are rost să mă mai enervez, mă gândesc. Și când ieșiți, când veți fi liber din nou, excludeți o împăcare cu Paul Pop? Eu nu sunt supărat pe nici acum. Din partea mea se dea Dumnezeu ce mi-a dat și mie. Mie mi-a dat 2 sentințe, una de 3 și una de 7 jumate. Lui a dat o placă și sper să mai pună una în frunte, de mai mare ca aia. Cum mi-a dat și mie 7 ani jumate, să fie una mai mare. Deci, cam așa stau lucrurile. Din câte... Nu pot să...
Trebuie să-i dea Dumnezeu mai bine, doresc. Deci excludeți o împăcare frățească? Nu exclud nimic. Alți dușmani, în ghilimele, aveți pe care să-i țineți așa la inimă? Nu am avut dușman, nu m-am certat cu nimeni niciodată, am fost unul păcii. Asta pot să confirm toți prietenii mei, de câte ori așa în cluburi, la... Și de asta mi-e ciudă. De asta mi-e cea mai ciudă, pentru că eu sunt văzut, vai de mine, lui interlor, nu știu care, tot timpul mă dă, când pe harta interlor și pe nu știu ce. Și eu am fost tot timpul unul păcii. Eu am fost prieten cu toți, m-au respectat. Când era să fac o prostie, eu tot timpul aplanam situația, nu lăsam să se bată, spuneam, bă, împăcați, hai să fie bine, hai să fie așa. Și am ajuns. Unde am ajuns? Și în acolo, soția, ce relație aveți acum? Ați adus numai cuvinte de laudă despre... Și foarte bun. Soția mea, cred că este un model de urmat, așa, pentru multe femei. Știi ce m-a... Deci eu am fost, recunosc, a fost, cred că, unul dintre cei mai infidele soți. Recunosc ăsta. În momentul când m-a arestat, și ce mi-a spus? A zis, bă, stai liniștit. Nu contează cât ai de stat acolo. Eu o să fiu lângă tine până la capăt și nu o să te fac de rușine, mai bine mor. Înțelegi? Și chestia asta pe mine mi-a dat o viteză și o putere în plus. Înțelegi? Deci, și soția mea o soție extraordinară. Am zis, îi mulțumesc pentru felul cu mare grijă și a avut grijă de mine. Pentru cu care mă mândresc. Vreți să-i faceți alții copii acum? Dar cum mai am spus, în ce urmează? Un clan. Vreau să am un clan pe care sunt, dacă tot m-au făcut interlop și nu mai sunt, din nou am revenit interlop, vreau să-mi fac clanul meu propriu. Vreau să stăpânesc, să nu mai, să nu mai am sifoane în clan, cum am avut. Da. Băiați, ce vă doriți? Sau nu? Orice să fie sănătos, dar vreau să fac, cum îmi lăsăm gluma departe, vreau să... Simt că a venit timpul să facem. Pentru că fără copii, fără familie, știu, nu am... Da. Și la pedeapsă revenind puțin, ați luat 7 ani jumătate. 7 ani și 6 ani. Ați executat un an preventiv? Sau cum a fost exact? Un an și 2 ani preventiv, după care am fost pus în libertate. Ne-am judecat din 2007, din vară, până în 2009 am primit sentință definitivă, sau nu mai știu, în 2010. Am rămas definitiv, am fost chemat la probațiune și mi s-a dus la cunoștință că am rămas definitiv și trebuie să merg 3 ani să se nevoie la pe luni, după aia la 3 luni, la 6 luni. Nu, și m-am conformat, deci am mers lunar la semnat și într-a 6-a lună, dar în 2011 la început, în 2010, în decembrie, parcă am fost chemat urmă, până în 2011, în luna iunie, când m-am trezit cu al doilea mandat, de tot definitiv, de 7 ani jumătate. Și din aceștia 7 ani jumătate s-au scăzut ce ați executat. Da. Dar deci din 7 ani jumătate trebuie să, efectiv, dacă nu lucrezi și nu faci nicio activitate care să aducă zile câștig, trebuie să stai 5 ani. Și făcând-o ați executat, mă? Da, eu am executat 1 an și 2 luni, acum cu 2 ani, cu ce mai lucrez, cu ce mai nu știu ce. Vă veți prezenta în fața comisiei în vara viitoare? Nu, cam în toamnă, cred. În toamna... Anul viitor. Anul viitor. Dacă lucrurile decurg așa cum îmi doresc eu, deci vreau să nu fac probleme, să... Provocări au existat aici? Știi cum e, lumea mă cunoaște și știe că dacă mă provocă, riscă să... Riscă provoc. Cum că ai zis că v-ați cumințit acum? Păi nu, dar eu nu provoc. Eu sunt omul păcii, dar dacă mă provoci, cum să stau să mă cocoșez, te cocoșez eu dacă... Deci nu, am mai făcut, pe la ghel, au mai fost niște discuții, între, sunt tot felul de oameni de nimic. Din păcate, în penitenciară, ai ocazia să vezi ce mai... niște oameni fără lipsiți de caracter, de tot ce vrei. Deci goi. Da. Și asta este, nu pot să... Și cum ați ajuns aici, la penitenciarul Bistrița? Cu mașina. Ați făcut o cerere sau...? Nu. Ba da, am făcut cerere. Deci eu am, normal, pe mine am jucat tribunalul Satu Mare, curtea de apel fiind la Oradea, partea vătămată, nemulțumit de partea financiară, l-a vrut să mă mai execute încă o dată de bani, înțelegi? A făcut-o prima oară la Bistrița, m-a dat în judecată,
să vă execute, nu am prezentat actele, cum am plătit și cum ăsta, i s-a respins tot, după aia am făcut la satul mare cu dată. Și am avut recurs la Oradea. Nu am avut recurs, deci cu mine, așa. Acolo s-a judecat și nu s-a mai făcut recurs, dar fiind sistemul închis, eram la sistemul închis, am... Deci Oradea este cu regimul închis. Vorbiți acum că după ce ați fost încarcerat, partea vătămată v-a pus, din câte ziceți, v-a pus bețe în roate ca să nu ajungeți la un regim mai favorabil, mai semideschis. Nu neapărat asta, nu. El a avut, în continuare a vrut să fac și pușchile și a pus și bani. Asta bănuiți sau... Nu, pe cum, dacă mi-a cerut bani. A dat în instanță cum că vrea de la mine să execute toată suma de 50.000 sau ce a pus, ce a admis instanță, înțelegi? Dar am pus pe fiecare separat. El a vrut ca să fie totul pe, în cârca mea, să poată să mă execute, să mă dea la executor judecătoresc, cum a și făcut, pentru că executarea silită, am contestat-o și așa am ajuns în instanță, am câștigat, am prezentat acte, mi-am plătit. Deci, practic, a vrut să vă ia... Da, el a vrut să-mi ia și bani și să stau și la pușcile băiețașul ăsta de treabă. Dar ce legătură are? Dar ce legătură are? Protejatul, nu știu cine. A vrut să vă execute? Da. Și ce legătură are cu regimul penitenciarilor? Adică... Păi nu, dar fiind procesul la satul mare, eu nu puteam să stau la Bistrița. Eu am trebuit să stau la Oradea. Înțelegi? Pentru că la proces te aduce de la Oradea pe tranzit, ai procesul se duce înapoi. Eu... Nu are reprezentat la instanță. Da. Așa, eu în timpul ăsta eram la Pierna. Acolo munceam, eram tot la fel la baza sportivă, era foarte bine, era ok. Mi-a dat toate lucruri peste cap, mă mut în urmă acolo. După ce la luna decembrie am avut schimbarea de regim, pentru că din 6 în 6 luni intri într-o comisie în care te evaluează, vede ce fel de om ești și dacă meriți, te ușurează situația. Și judecătorul delegat a hotărât că meriți să fiu la repartizat sistemul semideschis și iar penitenciarul satul mare aparținând de Oradea, m-am mutat acolo. Și de acolo am făcut o cerere prin care am arătat că familia și eu sunt de aici. Și mi-e mult mai ușor să fiu vizitat și am fost transferat aici. Da. Și ce relație aveți acum cu conducerea, să zicem? Cu care conducerea? Conducerea, domnul Siman, doamna la Opric. Cred că nici nu cunosc pe domnul Siman bine, dacă vă... Eu respect regula mea. Gardienii se poartă bine? Da, da, deci... Dar peste tot, gardienii de obicei nu te provoacă, nu... Dacă tu îți vezi de treaba ta și ești un om care știi să vorbești, când vrei ceva, știi cum să ceri și să nu fiu un om obraznic, nu sunt probleme. Da. Aici ce am zis, la vizita trebuie să respecti regulamentul și la rândul tău ești respectat. În comparație cu alte penitenciare, unde nu chiar așa. Aici ți se respectă foarte mult drepturile tale și se acordă. Nu ți se promit, ți se acordă. Poate fi vorba în cazul noastră de o reeducare, să știu, să vă regândiți modul de viață de acum înainte? Eu o consider o pierdere de vreme, pușcărea asta care trebuie să stau, perioada asta în care trebuie să stau aici. Atât o pierdere de vreme. Reeducare pentru ce? Ce am făcut eu ca să mă fiu reeducat? Nu consider că am greșit cu absolut nimic. Deci e o pierdere de vreme atât. Dar trebuie să iau lucrurile în serios, să le tratez ca atare și să ies de aici cât mai sănătos. Și totuși, n-aveți nimic de învățat în perioada asta? Cum să nu? Dar nu consider că sunt vinovat și să merit să am de mă reeducat. Nu neapărat vinovat, dar responsabil cum ați atras toată asta asupra dumneavoastră. Nu, aici ai învățat foarte multe. Ai învățat. Semne de întrebare, vizavi de... Nu, ați de învățat. Nu m-am întrebat dacă am de învățat. Dacă de învățat, da, ai de învățat de aici. Pentru că vezi oameni care... Vezi cât de ușor poți să-ți nevrocezi viața, să schimbi viața în rău într-o secundă. Și îți dă un pic de gândit. Deci te face să fii un pic mai chipzuit înainte să... Dacă ar fi să dați timpul înapoi, unde considerați că ați făcut? Sau orgoliul v-a dus prea departe sau ați făcut mici greșeli? Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu aș mai permite ca anumite persoane să mă prietenia cu anumite persoane. Asta aș face. În primul rând. Deși soția dumneavoastră v-a sfătuit în privința asta, de multe ori. De foarte multe ori. Ea a văzut mai bine întotdeauna lumea din jurul meu. Eu credeam că sunt prieteni, dar de fapt ei urmăreau cu totul altceva.
Asta este viața, înveți. Eu cred că asta este ultima lecție de viață, care tot timpul îmi spunea bunicul meu, dragul bunicului, avea 90 de ani și zice, tot timpul ai de învățat de la viață, niciodată nu să ajungi unde nu mai ai de învățat. Și am crezut că sunt mai deștept. Am zis, eu le știu pe toate, dar nu-i așa. Deci, practic, am stat la... Da, spune. Vă considerați victima anturajului, oarecum, influențat de anumite persoane. Și asta și... Probabil că am greșit și eu anumite chestii. Nu mai contează. Asta e viața. Veți trage linia și veți învăța din ea. Sigur că da. Din tot ce fac. Vă, sunteți o persoană violentă că aveți așa o aură de fugi, bătăușul sau... De unde credeți că vi se trage? De la aspectul fizic sau de unde vi se... Eu cred că de acolo. Eu cred că de acolo se trage celor și faptul că ai făcut, dacă faci sport și am făcut sport de contact, zice gata, ăsta îți dă în cap, îți face... Dar să vină tot îmi spune lumea interlopă. Vai, capul lumei interlope, mă pune pe harta interlopă, să mă vadă colaboratorul de vedere, face să zică că ăsta e nebunul ăsta, pe ăsta am vreme de a face. De unde mi se trage mie asta? Ce am făcut eu? N-am trăit din prostituție, n-am trăit din cămătărie, n-am dat nimeni cap pentru bani. Nu știu de unde să... Deci toate afacerile demarate au fost legale? Sigur că da. Din acum, cu afaceri legale, mai toate chiar 100% legale, deci știi cum sunt vremuri, venim de face 100% o afacere legală. Adică, ca să fiu sincer. Dar de la afacere ilegală până la a te face interlop, înseamnă că toți care au făcut sport, nu? Sau care au bani, sunt interlop. Înseamnă că și marile vedete ale noastre, dacă au bani și au fost sportivi de performanță, înseamnă că sunt interlop. Sau eu cred că eu am fost cel mai bun exemplu pentru presă și pentru presă. Vai de mine, marele nu știu care, uite ce mașină conduce, uite interlocul, ca să ce. Deci credeți că statutul ăsta v-a dus numai prejudicii sau a fost și crescut cota, să zic? Nu mă prejudice. Pe mine nu mă încălzește și mă bat cu pumnul de piept, vai de mine că uite la ăsta interloc. Nu, statutul ăsta nu mă reprezintă, nu sunt, deci nu, eu nu mă regăsesc deloc. Înțelegi? Faptul că, probabil că, din motivul că nu am permis nimănui să mă calce pe coadă și să mă calce în picioare și n-au putut, de acolo să mi se tragă, am avut caracterul mai puternic, să mi se tragă statutul ăsta de interloc, nu știu. Deci considerați că e PND? 100%. 100%. Și de aia, mici, ți-am zis, eu am fost tot timpul un coace, să fie bine, să-mi pace ăla cu ăla, să nu fie conflicte, să nu fie... Eu dacă voiam, făceam multe prostii. Înțelegi? Puteam să fac prostii, să le arăt și îmi pare rău că n-am făcut lucrul ăsta. Asta e un regret. Păi poate aveați pedeapsă mai mare dacă... Nu stai liniștit, că nu... Pentru... Se poate face, să n-ai nicio pedeapsă. Înțelegi? Văd un pic o contradicție așa în ce zice, adică sunteți și foarte supărat pe ce s-a întâmplat. Păi nu, cum să nu fiu supărat? Normal că sunt supărat, sunt foarte supărat, dar nu accept soarta, asta este. Normal că sunt supărat, tu n-ai fi sau oricine ar fi. Vă considerați o persoană învinsă în perioada asta, în ăștia, anii ăștia? Păi de justiție, da, sunt învins 100% de justiție. Dar nu, deci o bătălie nu e războiul. Câștigat. Și pentru cei de afară, ce mesaj ați avea să le transmiteți? Celor care vă văd la pământ acum încarcerat, fără Mercedes, ăla S-Class, fără... Da, da. Mesajul așa. Pentru ea, o să fie sănătoși. O să vin acasă și o să-i fac din nou să le stric somnul. Adică o să se strice singur din... invidia care îi roade. Înțelege? Domnul Strate, eu cred că viața asta o să le dați și lor niște lecții. Cum ați primit dumneavoastră? Nu-i nevoie să acționeze cineva? Că răzbunarea știți cum se zice. Păi nu, dar nu e vorba de răzbunare. Mă răzbun pentru că o să am din nou viața care am avut-o. Și în felul ăsta, cine e invidios, deranjează, roade. Eu nu altfel. Mă refer la chestia asta, mă refer. Și celor care v-au fost aproape? Familie dumneavoastră? La rândul meu, când o să pot, o să mă revanșez.
Cum trece aici sărbătorile, eu știu, Paștele, Crăciunul, cum e aici după grade? Păi, sincer, nu le prea simți. Nu-ți dai seama când e luni, când e duminică, când e... Așa trec neobservat aproape. S-au legat prietenii aici, pe cameră, cu... Ziceați că sunteți cu 47 de ținuți. Știi cum e, poți să legi prietenii. Poți să legi prietenii. Chiar sunt și oameni cu, de calitate, care poți să din anumite motive sau ghinioane care au avut, au ajuns. Am fost și cu foști miniștri, cu foști judecători, procurori, am văzut și m-am întâlnit. Deci chiar v-ați întâlnit unde? În Ghela sau...? La Ghela, da, și la Ghela, la București, la... Arestați preventiv? Sau? Nu, arestați definitiv. Da. Îi mai știți cum îi cheamă? Da. Cine? De cine? Domnul Mureșan, fost ministrul agriculturii. V-ați întâlnit cu el pe cameră? Da, nu pe cameră. Eram la bază sportivă și legeam pe altă timp, povesteam și chiar și când am avut probleme cu băiatul care a murit. Da. Deci... Înseamnă că aici se pot lega în continuare prietenii și pot dura și afară, nu? Sau... Sigur că da, sigur că da. Mai degrabă durează prietenile astea decât cele făcute la un pahar de băutură. Pentru că aici chiar sunt momente grele prin care treci și o vorbă bună, un sprijin acordat atunci când de multe ori mai caz așa, mai în gânduri, mai colegi, mai povestești, mai vorbești, treci peste, te ajuți un mult de altul. Și atunci poți să legi o prietenie, mă gândesc eu. Deci n-am ieșit afară să văd cum e cu prietenii cunoscuți aici, cu oameni cunoscuți aici, dar probabil că... Și ați ziceați și de judecători, de procurori, ei mai știți minte, țineți minte pe nume? Nu mai știu exact, dar știu că am văzut pe acolo, zicea, uite, ăsta a fost așa, ăsta a fost așa. Și toți, fiecare... Și oameni foarte mari, deci chiar erau la București niște oameni bătrâni în vârstă, pe tipul comunistul, niște oameni foarte, mai rețin cum îi chema. Și știu că erau tot așa, cu pedepse de 7 ani, de 10 ani. Și ei se considerau nevinovați sau... Da. Și erau sau din ceva povestit? Nu știu. Asta dacă erau. Da, dar erau acolo. Da, se plângeau că erau comenzi politice. Cum se practică pe la noi în țara asta care trebuie... Inclusiv, asta vă considerați una din victimele unui sistem politic, să zicem? Nu, nu neapărat. Un sistem bolnav. Un sistem care nu... cum să spun, dacă, cum îți spuneam, acum la noi, la modă e să fii sifon. Dar dacă nu ești sifon, trebuie să faci la pușcărie. Și atunci, dacă nu le cânți, nu le mânci din palmă și nu faci... Cui? La cine vă reviți mai exact? Cei care ne conduc, care dirigează toate treburile. Și atunci, dacă nu, ăsta și-i super pe careva, ei decid că tu trebuie să faci pușcărie, tu faci pușcărie. Păi nu mai contează ce ai făcut. Eu nu cred că există un om care să nu greșească să merite să vină la pușcărie. Că ai trecut, că ai condus, eu nu cred că ai înțeles, poți să conduci 10 metri fără permis, ești, trebuie să faci pușcărie după lege, nu? Sau, mă rog, o grămadă de... Dumneavoastră vorbesc foarte acum, veți ieși, care va fi, în afară de cei mulți, copiii cei mulți? O să mă duc într-o vacanță undeva, să uit de tot. Și... Primul lucru, cel mai dorme de părinții mei care sunt bătrâni și bolnavi, datorită stării lor de sănătate, nu pot să vină la mine. Și asta mă... De-i mi cel mai dor. Primul lucru să fac o să mă duc să pe ei. Și sper să-i găsesc sănătoși. Și... Da, pentru că au vârstă înaintată, peste 80 de ani și... Dar asta mi-e... Nu vreau să vedem, nu știu, până atunci să mai schimbă lucrurile, poate că... De sfârșitul lumii văd că am scăpat. Mergem înainte. La Băsescu o să expire și mandatul până expire. Să sperăm că se duce cu mai repede, că a transformat ăsta țara asta într-o țară de sifone și de oameni de nimic. Crede-mă că dintr-o declarație, dacă dau o declarație și împotriva ta, te bag la pușcărie, chiar dacă ești nevinovat. Deci se poate așa ceva? Uite, dar nu se poate. Dar să n-ați dat nicio declarație în sensul ăsta, sau să fie lucrurile limpezi. Împotriva cum? Împotriva ta? Ziceați că s-au făcut presiune. N-am de gând să-i fac viața grea la nimeni. Eu, când sunt vinovat cu ceva, îmi suport consecințele a ceea ce am făcut. Dacă sunt vinovat, dacă nu, eu nu-mi
face să nu sunt genul de om care să îi distrug viața cuiva. Da. Deși alții nu gândesc așa. La cheiul am uitat să aveți aici la televizor. Cum da, e? Imposibil. Avem, dar până la 11 seara putem uita dacă e o gală importantă sau ceva, se prelungește programul. Da. Da, pe Ghiță l-ați văzut, pe Moroșanu? Pe... Am văzut, da. Am văzut acum sâmbătă, am înțeles că e Ghiță cu... Saki. Saki, da. Abia aștept. Și aveți permis acum în cameră, vă aduce televizorul? Cum nu, e? Nu, avem televizorul în cameră. Aveți televizorul în cameră? Da. Și până la merge, se oprește curentul, cum e? La ora 11 se oprește curentul și cablul. Da, da. Și dacă solicitați, sper să se prelungește. Nu, dacă e un eveniment, de exemplu, un meci de fotbal important sau cum e gala asta, dar așa, atunci... Cu permisiunea directorului se prelungește programul. Da, permisiunea, da. Se prelungește până să termină. Sau în zile de sărbătoare, de Paști, de sărbătoare, de Crăciun, de Revelion, atunci am program de prelungire. Da, da, da. Pachete, primiți aici acum, aveți de afară, eu știu, o ciorbă, o plăcintă bucovenească, cum e. Păi din cauza asta m-am gândit 7 kg, trebuie să trebuie acum. Da, e voie, dar la mâncare gătită. Soția vă aduce sau cineva, cum? Da, soția, familia. Și zilnic s-a dus, acum e? Nu, numai o dată pe lună, dacă muncești și ai un comportament bun, se poate face evidențiere prin care se suplimentează dreptul la pachet, poți să mai primești un pachet, deci două pachete. Am înțeles. Da. Păi este magazin la chioșc aici, care poți să cumperi, să comanzi o dată pe săptămână ce vrei să mănânci. Deci nu e problemă mâncarea, la mine e problemă să mănânci. Da. Și față de celelalte penitenciare, cum e aici la Bistala, să-mi deschis? Că vă văd așa mai plin, mai voios aici. Da, nu, sunt eu de simplu fac. Sau asta v-a fost starea de spirit și în Gherda, și în București? Tot timpul, da, tot timpul a fost. Eu sunt un om puternic și nu mă accept situația, ce să fac, să plâng toată ziua, ce să... Nu, am înțeles, trebuie să stau cu mușchele până în data de, stau, acela stai și încerc să iau ce e mai bun, să învăț din greșelile mele și altora. Ai o problemă, domnișoara psihologă te susține, să ridică moralul, spune ce ai de făcut și mergi mai departe. Sunteți o persoană religioasă? Bă, sincer, așa am fost crescut și educat. La un moment dat am fost chiar m-am apropiat așa de biserică. Am avut o perioadă când n-am pus să mai aud de cele sfinte și acum mi-am revenit iar un pic. Am dat seama că am făcut o greșeală și vreau să mă repar. Și vă ajută viața asta duhovnicească? Ce aveți aici? Cât de cât? Nu, deci eu sunt obișnuit să, cum am fost educat, o dată pe zi seara să zici rugăciune sau ai o problemă, nu te mai rogi și așa. Așa am fost educat, dar nu vreau să fac din asta o, cum să spun, cum fac alții, vin pe aici și după o perioadă sunt deja preot sau misionar. Și nu vreau să o dau în extreme din astea, dar e un lucru foarte bun să... Pentru că, cu siguranță, Dumnezeu există și El ne dă și ne ia. Da. Consider că prin judecătorul care mi-a dat 7 ani jumate, e un, cum spune în Biblie, un uneată lui Dumnezeu care mi-a pus crucea asta în cărcă. Asta e. Din care învățați, aveți ce... Din care ți-am zis, sunt și lucruri proaste care poți să le înveți aici, multe. Dacă ești puternic, eu încerc să lucrurile astea care țin de pușcăria, de pușcăriaș, nu vreau să le, nici nu vreau să le văd. Vreau să trec, să treacă pe lângă mine observate. Înțelegi? Vreau să învăț lucrurile care mă pot ajuta în viitor. Să nu mai faci anumite greșeli care poți să le faci fără să-ți dai seama. S-a zis că sunt oameni care și-au nenorocit viața într-o secundă. Trebuie să fii atent, mult mai atent, să gândești... Pozitiv, da. Nu, să gândești mult mai mult înainte să faci ceva și să vezi care sunt... Să vezi bine care sunt valorile tale în viața. Și cu gândul ăsta o să ieșiți afară și să... Știi cum gândul de că spun ăștia, vai de mine, acum asta să zbor de sifonul ăla care vă la pușcărie, ăsta o să facă nu știu ce. Astea sunt, la mine mai spui una altă, dar nici nu am de gând să-mi distrug viața și mai rău. Deci nici vorba.
Deci, practic, ieșiți, vreți să vă vedeți părinții? Vreau să văd părinții, vreau să am grijă de familia mea, vreau să-mi fac copii, vreau să o răsfăț pe soția mea, să am grijă de ea, să o fac cea mai fericită, să nu o fac să... Deci să mă revanșez pentru toate prin care chestiile astea urâte, prin care trece acum. Vreau să mă ocup de afacerile mele, să le duc în continuare, să le pun la punct, pentru că am rămas în urmă. Și vedem ce o să mai fie. Da. Sport. Da, da, deci mergeți înainte nici de cum, fugi la pământ, da, alimentar. Asta își dorește, cine își dorește să înșeapă. Deci, chiar la pământ îți uite bine la mine. Da, da, da. Da. Și, nu, și din punct de vedere a financiar, lucrurile merg cât de cât ok. Deci nu sunt probleme care să... Eu nu sunt desărit în apă. Nici acum, nici mai târziu. Pentru că, ți-am zis, am o familie care ține foarte mult la mine. Frații mei care sunt la rândul lor au o situație foarte bună, orice ar fi, ei nu mă lasă pe mine în aer. Deci să nu se aștepte cineva, deci dacă Dumnezeu se hotărăsc să-mi ia viața, asta e singurul lucru care se poate întâmpla, să fiu la pământ, în rest niciun. Frații noastre unde sunt? În America plecate? Da, în America, în Italia. Și vă susțin, vă vizitează, vă sună? Da, vin, da, fratele din America vine cam de două ori pe an, vine acasă ca să vină la mine, din Italia, fratele. Surorile mele care sunt aici și au o sprijină de soția mea, cumnatul meu mișu care ți-am zis că el e în strâmbul casei rămas acum, toate sunt în cârca lui și îi mulțumesc că ne ajută și azi, așa cum e. Deci nu sunt, să nu se aștepte cineva ca eu să fiu, să pic în cap, nu pic. Că s-a sponsorat că nu mai poate. Da. Nu, eu cred că de la chestia cu băiatul ăla ce a fost acolo, dar am discutat cu când am venit pe tranzit, pe cursă, când am venit aici la Vista, el m-a numit acolo și era un, chiar șeful de secție care era acolo, l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și zicea că e o chestie care și din părinți se trage, nu a avut chestia asta, s-a mai întâmplat, e o chestie ereditară, știi? Da, da. Dar zicea la ceva la căpățână, ca și mine nu știa. Dintr-o dată, n-am mai suportat, n-am mai putut. Da, da. Și nu e singurul, m-am mai văzut, m-am văzut trei cazuri când s-a dat. Că și în cazul noastră a fost, revenim puțin, a fost sus de tot, la nuntă, bani, poziție socială și dintr-o dată fugi arestat. Tot acolo o să fiu. Când ies afară, tot îmi pesc casă, clasă, o să mă plimb și tot așa o să fiu. Pentru că eu știu ce știu. Deci, tot acolo, nu o să fiu altundeva. Și nu considera, să nu consider că vai de mine, nu, e o viață normală, care... Provoacă invidie în rândul multora. Da, de asta îmi pare, de-aia mi-e ciudă că chiar și prieteni de-aia mi-a apropiat după ce a fost arestat, am auzit niște chestii care m-au durut așa, știi? Și eu nu le-am făcut decât bine, știi? În loc să spună, bă, săracul, uite că pentru gunoiul ăla a ajuns la pușcărie, a zis, bă, las că bine că e acolo. Înțelegi? Din ciudă și de... nu știu. Chestia asta m-a deranjat. Dar am trecut peste, nu contează. M-am scăpat. Cu ocazia asta am văzut la câte ceasuri și știu ce am de făcut. M-a ajutat să mă scap de niște prieteni. În ghilimele. Între ghilimele. Asta este. Și presii locale, ce aveți să le dați? Vedeți că ați fost terferite de anumite ziare, pe diferite motive. Începând de la vechiul proces, că s-a întins pe nu știu câți ani, până la... Atât a bătut apa în piu cu chestia asta, cu procesul ăsta, nu știu, nu mai știu care sunt ăștia cu ziarul ăla lor. Aceeași chestie de 100 de ori, nu știu cine i-a pus ca să cer. Înțelegi? De ce să le spun? Să le dea Dumnezeu și lor în familie așa, bucurii din astea. Ca să vadă ce înseamnă să te bucuri în cazul altuia. Și să aibă grijă cum, pentru că când s-a apropiat altuia, castunia. Deci nu ați făcut niciodată rău nimănui, rău fizic, jafuri sau cum vi s-a creat așa o imagine de om foarte dur? Păi de unde? Tocmai asta mi-e ciudă. De unde? Mi-a pus o etichetă de parcă eu sunt bau-bau din Bistrița. De ce? De unde și cum? Concret. Deci nu povești. Că mi-am luat nu știu ce mețane și mașini și nu știu cum. Asta ce legătură are asta cu alta? Cui am dat eu un cap pentru bani, cui am, ce femeie am dus eu la produs, cui am dat eu bani cu dobândă, o singură dată am încercat să-i dau și eu la un bani cu dobândă și m-a scuit de vreo 60 de mii, care nici acum ne-am mai văzut. Deci eu sunt ce mai...
Nu. Și de unde e statutul ăsta de interloc? Asta e invenție a presiei. Și sunteți aici favorizat oarecum de statutul ăsta respectat de colegii de suferință? Colegii de suferință, știi cum e la pușcărie? La pușcărie, dacă vede că ești ciumec, te respectă, te desfrică. Frica e cel mai bun mod de a te impune, de a impune respect. Dar și dacă ești un om de treabă și un om, eu sunt un om care ajută pe toată lumea. Deci nu, eu chiar mă simt bine când ajut pe cineva. Să înțelegeți că acolo în cameră stau de frică? Nu, dar n-ați înțeles dumneavoastră bine. Păi, cum îți impui respectul? Poți să îți impui și prin așa și poți să îți impui și prin felul de a, dacă ești un băiat de treabă, un om de ajutor, te respectă numai și pentru asta, nu neapărat pentru să-i dai în cap. Pentru că aici, dacă îi dai o palmă la unul, o să ai probleme. Da. Cu care este foarte, deci asta trebuie să ai foarte mare grijă, cu total interzis aici. Da. Deci violența este chiar ultimul lucru la care trebuie să te gândești, pentru că eu să fii foarte tasat. Ți-am zis să ți se acordă niște drepturi care le ai tu ca deținut, dar în schimb trebuie să respecti regulamentul foarte strict, ca altfel ai probleme. Deci sunteți o persoană respectată aici, vă știe de fugi, de... Nu știu dacă mă știe sau nu mă știe, nu mă interesează, dar nu am probleme, deci sunt ok. Da. Și de ce solicitați să mergeți pe o cameră mai mică, mai puțin? A, nu. Eu acum, momentan, stau într-o cameră de fumători, ce nu sunt fumători. Deci stau cu niște prieteni care se liberează și am să stau cu ei ca să o ziua aia stai cu unul până plecăm. Dar după aia o să plec pentru că e vorba de fumul de țigară, care nu suport de asta, nu de altceva. Sunteți o persoană milostivă, acte de caritate, în libertate sau? Păi tu știi, mai multe, că am mai făcut gesturi din asta tot timpul. Deci chiar, așa e. Și aici ajut pe foarte mulți. Și am fost foarte dezamăgit că am ajutat oameni care le-am adus haine, le-am făcut tot felul de ăsta, că le-am văzut amărâți și le vindeau cu un pachet de țigări. Deci tot, i-am zis, mai bine spunea să dau un pachet de țigări. Dacă nu înțelegi, deci ce... Asta zic, apară mici inadvertențe, zic, unii vă știi de persoană sufletistă că ajutați, alții vă văd tâlharul tâlharilor. Păi bun, dar eu de-aia spun, tâlharul tâlharilor, concret, ce, cum și de unde? De unde și pe harta interlocurilor, cum ați apărut acolo? Păi nu știu, te întreb. De ce? Pentru că mai devine omul de afaceri, prosperul omul de afaceri și dintr-o dată capul lumii interlocă. De unde e interloc? Ce am făcut eu? Deci, ce am făcut eu în plus, e faza de 2006, că nici măcar nu l-am bătut pe ăla. Eu eram acasă, eram chiar bolnav atunci, pe ăla aia. Să zici că dumneavoastră ați comandat. Asta și eu zic că Băsescu e un chior sau are nu știu ce. Trebuie să fie așa, nu e așa. Deci nu sunteți... Nu e neapărat. Interloc. Nici vorba. Dar, mă rog, acum, faptul că sunt la pușcărie, îmi dorește mult mai mult cele spuse de presă. Da, uite, ați văzut 7 ani jumate, bom, la pușcărie. Da. Și acum, pe finalul interviului, vă considerați... Considerați că ați ajuns aici pe merit, aveți ce învăța, o luați ca o pedeapsă, ca o lecție de viață, aveți de reproșat cuiva faptul că sunteți aici? Sau o luați pur și simplu ca o cruce și... Deci, de reproșat aș avea că să reproșez, dar nu mai contează. Deci, o iau așa ca o cruce care mi s-a pus și vreau să duc cu demnitate până la capăt. Și asta este. Uitați tot ce s-a întâmplat, din momentul în care vă eliberați de pe poarta penitenciarului. Da, deci cum s-a spus, aici ai foarte multe lucruri de învățat. Răzbunările și din răzbunări și din alte chestii de genul ăsta, poți să-ți distrugi viața în totalitate. Și lucru care nu mi-o doresc. Eu vreau să fac ceva constructiv, cum acasă să am copii, vreau să continui afacerile mele, tot să... Deci numai la gândurile... Cu gânduri bune. Bucurați de viață. Sigur, să mă bucur de viață. Pentru că asta e cine ai de viață. Aici trăiești, dar nu prea simți că trăiești. Tu știi că am avut o viață de boier și vreau să-mi continui. Și așa o să trăiesc. Păi tot de viața aia, de viață, de acțiune, de... Să, nu, aici stai, trebuie să stai foarte mult... Aici este un tip foarte calm. Aici să... înveți să fii răbdător, să ai răbdare pentru orice. Da. Eu vreau să iau cei mai buni. Deci
Și nu ce lumea are, ce e mai rău. Deci ce e bun, vreau să iau din necazul ăsta care... Deci fără răzbunări e întâlnit. Exclus. Răzbunările le lasă. Dacă Dumnezeu a hotărât că cineva va trebui să plătească un profeas sau altul, asta nu depinde de mine. El a hotărât să vină la pușcărie, am venit. Dacă el va hotărâ că altcineva va trebui să plătească ceva, asta nu depinde de mine. Da. Să întrebe pe Dumnezeu de ce. Că și eu am întrebat de ce și nu am primit decât răspunsul.